Suceava, Cătălin Nechifor anunța că patrimoniul găzduit de Muzeul de Istorie va fi mutat la Centrul Economic Bucovina. În toamnă lucrurile s-au schimbat. Consiliul a organizat o licitație și a pus la bătaie aproape 1 milion de lei pentru a identifica o firmă dispusă să împacheteze, să transporte și să depoziteze cele peste 400 de mii de obiecte. Banii erau prinși în proiectul finanțat de Uniunea Europeană privind restaurarea muzeului. Anunțul a fost publicat pe SEAP. La licitație s-au înscris doar două firme. Câștigătorul licitației ar fi trebuit anunțat la sfârșitul lunii decembrie, însă lucrul acesta nu s-a întâmplat. Din informațiile pe care le avem, licitația se va relua. Membrii Comisiei de evaluarea ofertelor nu au vrut să ne spună care au fost motivele. Un aspect este cert și cei care au organizat licitația au comis greșeli în documentele oficiale. Pentru a le transmis firmelor participante o notificare din care reiese că au scris greșit numele unei firme participante și datele fiscale ale ambelor societăți comerciale în competiție. Toate aceste bulbiere vor determina întârzierea lucrărilor de restaurare a clădirii care găzduiește muzeul. Edificiul în care funcționează Muzeul de Istorie din Suceava este vechi de peste 100 de ani. Imobilul va intra într-un proces de renovare și extindere care ar urma să fie încheiat până la jumătatea anului 2015. Până să fie aprobat, o clădire de patrimoniu muzeu pentru mileniu 3 un proiect de ce depășește 11 milioane de euro. Care
la renegociere să se aloce fonduri. Ce este important de știut este faptul post